câteva surprize la domiciliu și de ziua ta astăzi cineva ne-a trimis cu cadouri la tine. Cineva care te iubește foarte, foarte mult. Iubește așa cine ar putea fi? Acea persoană? Cine? Hai, zi-o! A vrut, a vrut să facă o zi de naștere mai deosebită anul ăsta. Și zici tu că e tati. Da. Poate vreun admirator, un prieten, ceva, vreun... Nu? Iubita mea, să știi că astăzi, de ziua ta, nu e bine să plângem, da? Ne bucurăm pentru ceea ce avem în viața asta, pentru ceea ce avem lângă noi, da? Și zâmbim. Avem un zâmbet mare, mare, da? Ia uite, la fel ca tortul ăsta de mare să fie zâmbetul tău. Am un buchețel de flori pentru tine. Și șampania pentru copii. Tortulețul o să-l punem acolo pe masă. Ci. Nu cred. Andreea. Eu nu cred că e de la tati. Mai am aici un cadou pentru tine. Nu mai bănuiești pe nimeni? Ui, uite câtă lume avem aici alături de tine. Cine ar mai putea fi? Și de ți-a adus flori, eu cred că e vreun prieten, odată, ceva, nu? Admiratorul iubit, secret, am vreun spus admirator. Odată, altcineva, cine ar mai putea fi? Să-ți trimită cadouri. Bunica, fii atentă! Nu. Prietenii! Ha? Colegii! Colegii! Nu, no, eu totuși aș merge pe varianta aia cu iubitul. La e prea mică! La 12 ani, la 12 ani! E prea mică! La 21! Păi și ce facem? Cum începem? Ne spui? Cu ce începem? Am eu un mesaj aici pentru tine și am și o melodie. Dar până atunci vrem să ne spui un nume. Un nume. Cum se numește persoana care ne-a invitat astăzi alături de tine? Bun, cine ne invită? Tati! Tati? Și cum se numește tati? Adrian. Adrian? Da. Oare domnul tati a venit lângă fată? Parcă nu se numește așa. Nu știu. Domnul tati... Dumneavoastră sunteți în spatele acestei chestii. Da. Recunoașteți? Da. Păi bun, atunci să vedem și mesajul. Nu, 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 drăguț. Lângă pozică, da? Și trebuie să ne bucurăm de ceea ce ne oferă tati, da? Avem un mesaj din partea lui. Draga mea, îmi doresc să zâmbești mereu. Vezi? Exact ce ți-am spus. Bucuria să fie mereu prezentă în viața ta. Să trăiești o viață dulce, fără tristețe. Să fii sănătoasă, bucuroasă, să iubești și să fii iubită. Să ai parte doar de evenimente frumoase și zâmbete luminoase. Când viața va fi mai grea, să nu uiți niciodată că voi fi aici lângă tine. Să te susțin, să te ridic. Cu mult drag din partea tatălui și cu multă iubire pentru tine, avem și o melodie dedicată ție. Îi spui și tu ceva lui tati? Te rugăm, dar nu mai plânge. Îi spune și tu lui tati. Îi mulțumesc. După ce sucirăm atâta pe Andreea în toate părțile... Haideți cu toții! Ca floarea de primăvară, am o fată comoară. Doamne, cu puterea ta, ai grijă de fata mea. La toți îngerii mă rog, să-i vei fata mea noroc.
înapoi. Haideți cu pupicul la fată. Ne luăm cadourile și plecăm. Fata mea, fata mea, și-mi dă viața pentru ea. Drăguță, mesajul pentru tati e pregătit? Da. Ce-i spunem? Te iubesc foarte mult. Și fără să te pui pe plâns. Spune-i. Da? Da. Și tata te spune că te iubește foarte mult, da? Bun. Să fii sănătoasă, să înveți cum ai învățat și până acum, să fii cu minte. Da, așa. Bun. Trăiască, mult să trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Andreea să trăiască, Andreea să trăiască, la mulți ani. Andreea, pune-ți o dorință în gând și suflet tare în mână. Mă uite. Bravo! Bravo! Andreea, mai spune ceva lui tati acum pe final, până să încheiem filmarea? Da. Te iubesc, tati! Te iubesc, ascult! Nu-i mai spui nimic? Chiar nimic nu-mi spui? Dumneavoastră știți că... 1, 5, 2! Am o fată, o comoară, Doamne, cu puterea ta, ai grijă de fata mea. La toți îngerii mă rog, să-i pe fata mea noroc. La toți îngerii mă rog, să-i pe fata mea noroc. Fata mea, fata mea, ea e mângâierea mea. Fata mea, fata mea, și-mi dau viața pentru ea. Fata mea,
zi. Tot o fată mi-aș dori, ea face zilele bune. Fata mea e o minune, încă o viață de-aș trăi.